La sfârșitul săptămânii trecute, mai multe persoane au forțat ușa unui magazin din Vulcan, din care au furat 81 de telefoane mobile, prejudiciul fiind estimat la 60.000 de lei. Ieri, polițiști ai Serviciului de Investigații Criminale Hunedoara, polițiști ai Criminalității și luptători ai Serviciilor Acțiuni Speciale Hunedoara, Gorj și Alba, au descins la adresele suspecților identificați în timpul cercetărilor, reușind să-i rețină pe cei 6 făptași și să recupereze o parte din prejudiciul cauzat firmei din Vulcan. Ca urmare a administrării probatorului față de cele 6 persoane, vorbind despre 5 bărbați și o femeie, polițiștii au dispus măsura preventivă a reținerii pentru 24 de ore, aceștia fiind bănuiți de comiterea infracțiunii de furt calificat, complicitate la furt calificat, dar și de tăinuire și complicitate la tăinuire. Cei 6 au fost depuși în centrul de reținere și arest preventiv al Inspectoratului Județean de Poliție Hunedoara și urmează a fi prezentați magistraților judecătoriei Petroșani în vederea luării măsurilor care se impun. În urma perchizițiilor efectuate de polițiști la locuințele celor bănuiți de comiterea furtului, au fost identificate și recuperate 15 dintre cele 81 de telefoane mobile sustrase, o sumă de bani și diferite bunuri folosite la comiterea infracțiunii.